Salutare, bine venit la un nou episod al The Story Behind the Job. Sunt Bianca Suciu Sharma și discut cu Ioana Botezan despre o nișă așa care se dezvoltă și în România, despre ce înseamnă să fii VO sau voice over. Salut, Ioana. Bianca, îți mulțumesc pentru invitație. Da, este o nișă care acum se dezvoltă, partea de voice-over. În state, de exemplu, este o întreagă industrie extrem de bine pusă la punct. Ei au inclusiv rate card, au competiții de voice-over, au podcasturi peste podcasturi la noi, să venim la noi în România. La noi, cumva, cei care lucrează în radio, pentru că sigur îți lucrezi vocea și așa, ajungi până la urmă să dai voci și pe spoturi și pe ce mai încep să dai. Dar, cu adevărat, cei care sunt voice-overi, îi poți număra pe degete, pentru că să fii voice-over nu înseamnă doar să pui o voce pe o reclamă la parchet, da? Înseamnă chiar să fii actor de voce și să insufli o stare, să știi unde să pui accentul, să știi când să zâmbești, să știi când să mai iei și o pauză. O întreagă poveste. Ia spune un pic povestea din spatele acestui job. Spune, cum te-ai antrenat tu? Pentru că ziceai că trebuie cumva să te adaptezi. Și e clar că poți avea clienți din zona aceasta super practică, dar un parchet, da, ceva foarte pragmatic. Poți să ai clienți poate din zona educației, poți să ai clienți din zona, nu știu, medicală. Cum te adaptezi? Cum lucrezi tu ca să poți să ajungi să fii pur și simplu un VO ok, autentic, o carieră din asta, exact. N-ai cum să fii voice-over fără să faci ceva cursuri. Nu există. Deci nu există că m-am trezit dimineața și sunt voice-over. Ai și, o voce bună. Și am o voce foarte bună, care mi-au spus și niște prieteni că sună bine, Ioana, hai să... Nu, e clar, am urmat niște cursuri cu pandemia. Știm că toată lumea s-a reinventat cu pandemia, e bine, și eu m-am reinventat cu pandemia. Am urmărit foarte multe cursuri online, am asistat la webinarii, sunt și cursuri de voce, de dicție, de public speaking, de toate astea. Și după ce îți găsești 2-3 influenceri, da, care sunt din afară, să ne înțelegem, da, care sunt foarte buni și fac treaba asta de voice-over de foarte, foarte mulți ani și o fac la nivel profi, stai, îi urmărești, citești articole și după care începi să fur meserie. Pentru că în momentul de față în România practic nu are cine să te învețe să faci voice-over. Cred că sunt vreo două persoane, dar undeva în București n-am ajuns de ele, n-am avut contact. Mi-a fost mult mai simplu un online să ajung în America decât să ajung la un specialist la noi în București. Așa și am ajuns să fiu un voice-over și să pot într-adevăr să mă adaptez în funcție de script. Pentru că odată, Bianca, scriptul, acum, de exemplu, ca să, așa, să mergem concret, lucrez pe niște e-learning, totul se întâmplă în engleză în voiceover și tot timpul trebuie să traduc, așa, pentru NHS. Și acolo deja vorbim despre tot felul de boli și așa, acolo deja trebuie să fii mai caldă, mai cu înțelegere, mai în momentul în care te ascultă omul care este pacient și practic eu îi spun acelui pacient ce trebuie să facă în cască și unde să meargă și cum să procedeze, dacă trebuie să fac analize, trebuie să fiu cu o voce de doctor, ca acel pacient care mă ascultă să și înțeleagă, să simtă și informat și cumva că sunt alături de el, că nu poți să vii să-i zici mergi la doctor pentru că asta trebuie să faci. Nu. Da. Iată. Cât de mult lucrezi cu tine ca să ai acel tone of voice adaptat brandurilor? Lucrezi destul de mult, adică ai un onboarding cu clienții? Ce înseamnă procesul dinainte de a trage vocea? Ok. În România e foarte simplu, dar din nou la noi este foarte simplu. Aici pur și simplu primești scriptul, da? Primești scriptul, ți se spune, Ioana, aici să fii friendly sau poate să ai o voce mai sexy sau poate așa. Dacă, de exemplu, lucrezi cu clienți din afară, acolo lucrurile se schimbă întru totul, acolo deja este un director artistic care intră cu mine pe Zoom și practic suntem împreună în studio și în timp ce înregistrez materialul, indiferent ce fel de material ar fi el, îmi spune. Și chiar dacă nu este român, pentru că eu dau voce doar în limba română, da, pentru că sunt nativă în limba română și ca să dai voci în limba engleză, de exemplu, dacă nu ești nativ, n-ai cum, că avem toți accent așa cum știm că l-avem.
Așa? Și chiar dacă acel director artistic nu este vorbitor de limba română, fiind foarte bun în ceea ce face, în momentul în care mi-atrage atenția Ioana de acolo, mi se pare că te-ai grăbit sau cumva acolo, știi că așa este. Așa e. Pentru că are ureche și știe ce face. Așa e când ești specialist în ceea ce faci. Da, mi-ar plăcea să fie astfel de directori artistici și la noi. Din ce zonă ar putea să fie creați ei? Adică de unde ar putea să vină? Din ce profesie? Astfel încât să poată să se adapteze. Pentru că, până la urmă, dacă și în România este o nișă care se dezvoltă, cu siguranță în timp și brandurile vor fi mai atente la modul în care va fi produsul final, da? Vocea de pe reclamă, da, de pe poate un e-book și mai departe, un audiobook. Cine poate să se reprofileze astfel încât să ajungă în zona aceea în care să susțină până la urmă niște voice-over? Ok, cred că editorii de voce ar putea să fie și audio-producerii. Sunt cei care fac foarte mult audio producing, asta ce înseamnă? Tot ce ține de partea de audio, este cineva care editează și atunci, lucrând și făcând și proiecte peste proiecte, până la urmă, desigur că ajungi să-ți dezvolți urechea și o să încep să poți să încep să dai chiar și indicații. De exemplu, în studio am avut săptămânile trecute un alt voiceover, da, am lucrat pe un proiect și am ajuns eu să dau indicații și chiar m-am surprins și m-am bucurat, zic, totuși, uite, atâția ani, pentru că în momentul în care persoana respectivă, acest voiceover, a intrat în direct pe Zoom cu un alt director artistic și acel director artistic a ajuns să-i dea aceleași indicații ca și mine și am zis, hei, ceva s-a prins și de mine, da, pentru că eu nu sunt director artistic. Sigur că da, este o chestie și de feeling și să știi până la urmă unde să mai pui accent, unde să zâmbești, cum să-ți iei o pauză, unde să fii cu energie și chiar să simți ceea ce citești, pentru că nu se poate numai să iei o foaie să citești. Astăzi este o zi frumoasă de miercuri. Nu. Astăzi este o zi frumoasă și minunată de joi, Ioana, că joi va fi episodul. joi va fi episodul, iată. Ai vorbit despre script și cred că aici este foarte important un alt rol pe care, sau o altă persoană pe care poate nu o cunoști de fiecare dată, e cel care scrie copiul. Da. Cât de important este să ai până la urmă la bază un copy bun, un copy care poate fi citit, pentru că cred că altfel e absolut imposibilă. Este misiune imposibilă. De obicei, la scripturile pe care le primesc de la clienții din România, automat intru să editez, pentru că este de nevorbit. Deci, cumva, domeniul ăsta, cred că sunt puțini specialiști. Eu mai mult i-am întâlnit doar în afară. Deci n-am primit încă un script în care să zic ăsta îi curge, iese din prima și când îi dai voce sună cum trebuie să sune. Nu, ca să fac să sune cum trebuie să sune, mai trebuie să intru să mai editez. În schimb, tot așa din afară, n-am cum să nu fac tot comparația asta, scripturile vin cum trebuie să vină. Da, probabil că încă nu suntem destul de dezvoltați pe povestea asta. Totuși, noi suntem în Europa de Est și cred că asta se simte din toate punctele de vedere. Asta nu înseamnă că nu se poate dezvolta și nu înseamnă că nu pot fi oameni care se reprofilează. Clar. În momentul în care discutai despre cei care scriu, fac scripturi așa mai departe, mi-am mers mintea foarte repede la cei care în televiziune sunt editori. Da. Dar până la urmă fac cumva asta, pentru că scriu știri astfel încât cel care pune voice-over și în televiziune, da, ok, pe știri e un alt ton, da, alt să poată să citească și lucrurile să meargă, să fie așa, să curgă. Și cel care doar ascultă știrea să poată să o surprindă și să esența, da, să-i rămână. Da. Vreau să mai întreb că ceva. Spuneai că ai câțiva influenceri de la care ai învățat. Care sunt? Da. Dă niște nume pentru cei care, nu știu, cărora li se pare interesant, da, profesia ta să-i urmărească. Dacă vă interesează partea de public speaking, este o tipă pe care o urmăresc pe Apple Podcast, Nick Redman, absolut superbă, spune inclusiv când trebuie să respir și cum trebuie să respir și dacă am învățat de la cineva să-mi încălzesc vocea și corpul înainte de a intra în studio, că nu e ca și cum mă trezesc și am intrat în studio, că trebuie să te pregătești, să ai o stare bună, dacă ai o durere aici în spate, la se gât, simte. Se simte. Okay. Deci dacă nu te întinzi și mai bei și o gură de apă și așa, n-ai cum să intri să dai voce, că nu, pur și simplu nu se poate și nu iese. Așa? Pe cine urmăresc pe promouri și îmi place
absolut de nu mai pot, este Brent Hegel, tipul ăsta de... Unde l-auzim? Adică, sunt pe Discovery. Niște... Okay. Deci vocea de la Discovery este el. Este el. Ei sunt cei doi care... pe care chiar îi urmăresc în mod constant. În rest, mai sunt absolut o tonă de podcasturi pe Apple Podcast, acolo ascult eu despre tot ceea ce vrei, ce înseamnă voice-over, cum să câștigi o audiție din prima, ce să faci, ce să nu faci, și o întreagă poveste. Apropo de asta, cum îți vinzi serviciile fiind un voice-over? Bună întrebare! Foarte bună întrebare! Da. În principiu, apelez la agenții. Okay. Apelez la agenții, în mod firesc, pentru că vrei să faci parte din portofoliul lor. Te mai cunoaște lumea, pentru că, de exemplu, dacă ești o voce care se aude foarte mult la radio, în momentul în care cineva se gândește, eu aș vrea să-mi fac o reclamă, unde să mă duc? Păi mă duc la Ioana, că toată ziua aud la radio când mă duc de la serviciu acasă și... îmi place vocea ei și aș vrea să fie vocea ei. Și mai este varianta de platforme, tot așa în afară, da? Sunt câteva platforme și la noi în România, dar nu prea am ce să-ți menționez. Așa, sunt foarte multe platforme în afară, cum ar fi Fiverr, dar cu siguranță că ai auzit și de Fiverr, că de acolo nu se vând doar servicii de voice-over. Pe Fiverr, indiferent ce profesie ai, poți să-ți vinzi. De exemplu, am văzut și chiar mi se părea foarte simpatică, era cineva care îți scria CV-ul. Okay. Da, deci și pentru asta se plătește. Da. Folositor, pentru asta se plătește. Este Fiverr, așa, este VoiceBunny, tot așa o platformă absolut minunată, mai este Vocuent, tot așa, sunt foarte multe platforme și dacă investești suficient timp să-ți faci acolo profil, că pe fiecare platformă trebuie să-ți faci un profil și să pui demo-urile care trebuie să le pui, până la urmă ajungi în baza lor de date și acolo e tot așa cu rating. Dacă eu am lucrat cu tine, Bianca, da? Și ție ți-a plăcut foarte mult cum am colaborat, foarte repede, tu mi-ai dat scriptul, eu ți-am tras vocea, totul a fost ok, dacă a fost vorba despre revision, poate ți-am dat și gratis ca să te țin ca și exact. Clientă să vină apoi, da? Tu acolo mi-ai dat un review și atunci, în funcție de review-uri, pur și simplu crești pe acea platformă. Urci, practic. Urci. Și atunci încep să devii tot mai vizibil, iar cei din agenție, pentru că până la urmă și platformele astea sunt tot așa niște agenții care te contactează în funcție de review-uri. Iată cât de importante sunt review-urile în absolut tot ceea ce facem. Absolut. Deci nu mai există. Dacă ai un review prost online, nasol moment. Da. Da. Și în ceea ce privește, asta spuneai în general, cum se întâmplă lucrurile când ai clienți în afară. În afară, în da. În România, că poate sunt oameni care, de ce nu își doresc o carieră în zona aceasta de voice-over. În România, care sunt pașii? Sau cum reușești, ok, dincolo de faptul că te antrenezi, să zicem că ajungi într-un stadiu ok, poate fost om de radio, poate fost om de televiziune, adică cumva poate ai un background în zona aceasta, de comunicare, da. Și ți-ai mai folosit vocea acum. Da. Nu extrem de profit, dar ți-ai folosit-o. Așa. Cum poți în România să câștigi clienți și să-ți formezi un portofoliu și pentru țara noastră? În prima fază, meseria de voice-over încă nu e nomenclator. Deci nu, okay. Nu așa. Trebuie să înțelegi că nu este una dintre cele mai bănoase din lumea asta, decât dacă ești Brent Hegel și dai voci pentru Discovery, sigur că da. Cred că mergi pas cu pas și portofoliul de clienți îl aduni. Din networking. Foarte bine, poți să faci networking. Și eu mă întâlnesc acum cu tine și zic că, Bianca, iată, eu printre altele ofer și servicii de voce, poate într-o zi, într-un moment din viață, o să ne întâlnim într-un proiect și Ai nevoie de mine și atunci, uite, iată-mă, asta sunt. Și cred că pașii sunt aceiași care sunt pentru toată lumea. Mergi spre o agenție, mergi spre... trebuie să fac traducerea din engleză. Casele de producție pe film, pe video. Okay. Ok, și acolo, pentru că tot timpul se lucrează. Și la noi, pe partea de video, chiar mi se pare că o grămadă de firme care fac asta și o fac foarte bine și cei care au nevoie de voice-over vin și îți cer. Și mai este la noi în România și asta îmi place foarte mult, sunt pe Facebook grupurile de freelanceri. Okay. Absolut superb. Dacă te bași pe aceste grupuri, o să vezi la un moment dat că vine lumea și zice, eu am un magazin de textile și îmi doresc să-mi fac o reclamă, cunoașteți pe cineva care dă voci? Și acolo, automat, și acolo ești cu Aron, da?
Aron, Ioana Botezan, eu știu că ea dă și se fac recomandări. Să știi că chiar funcționează. Super. Da. Toate astea cumva până la urmă tot așa vin din zona aceasta de feedback de la foști clienți sau de la oameni care, clar, care te știu. Da. Cât de mult a contat nebunia asta cu radio? Știu că a fost o pasiune de-a ta încă de, din copilărie, cred din, din copilărie, da. Faptul că ai făcut radio pentru a avea un start în zona aceasta de voiceover. Enorm. Trebuie să fiu foarte sinceră să spun că enorm, pentru că diferența dintre voice-overii care nu pornesc din radio au un mare handicap. Că oamenii, până ajung să le fie cunoscută vocea, până ajung să fie pe proiecte care cât de cât îți mari sau pe reclame care se aud totuși numai la radio, se aud și pe la TV și se aud pe online. Deci până ajung în punctul ăla, durează într-adevăr foarte mult. Și atunci, în momentul în care ai startul din radio și vocea ți-i cunoscută deja, ajungi să ai clienți care știu clar că vor vocea aia. Nici nu contează cum o cheamă pe vocea aia. Ioana Botezan, Bianca, Suciu, Sharma, uh-huh, nu contează, vor vocea aia. Uh-huh. Și atunci, lucrând în radio, acea voce este foarte cunoscută, pentru că nu, și mie mi se întâmplă foarte des, mă duc să fac cunoștință cu cineva, eu știu vocea asta, da, Ioana, da, da, Ioana, da. Și atunci ăsta e startul din radio, care sigur că e foarte, foarte mare. Și mai sunt, bineînțeles, actorii de teatru care dau voci și sunt foarte buni, n-ai cum. Bun, pentru că ei de formație sunt actori și atunci automat au intrat într-un rol sau un altul, deci super simplu. Cum te vezi crescând? Pentru că știu că acum ați făcut un studio acasă, nu? Da, cum mi-am făcut un studio acasă. Din România. Sper din suflet să ajung suficient de bună în ceea ce fac încât să ajung eu director artistic. Okay. Dar pentru asta cred că trebuie să dau foarte multe voci, așa cum foarte multă apă trebuie să treacă pe Someș. Da. Și să lucrez la rândul meu cu foarte mulți oameni care sunt buni și la care am ce să iau meserie. Și bineînțeles să-mi fac o platformă de voci. O platformă de voci, asta ce înseamnă că dacă, de exemplu, tu, Bianca, îți dorești la un moment dat să fii voice-over. Da, nu contează. Merge, da. Hai să spun un lucru apropo de voci, că toată lumea are impresia că pentru a face voice-over trebuie să fii cu vocea aia de la radio și nu este adevărat. Trendul în momentul de față este ca vocile să fie cât mai firești, friendly, natural, autentic. Deci nu trebuie neapărat să avem toți voci de radio și intonație. Nu, nu, chiar este o foarte mare cerere și mie mi se cere și de multe ori mi se spune, Ioana, dar să știi că n-am nevoie de vocea de la radio. Da. Chiar râdeam când eram în televiziune, cred că mi s-a zis la un moment dat că aș putea pune voci la reclame acelea la farmacie. Știi? Ce drăguț! Da, da, da. Foarte repede ceva, da. Informație care trebuie să fie, da, acolo, nu neapărat esențială, dar, da, știi? Da. Trebuie să fie... Da, ești drăguță, da, da, da. Da. Deci așa te vezi crescând. Așa mă văd crescând, o să-mi fac la un moment dat această platformă de voce, astfel încât dacă mai suntem mai mulți voice-over să lucrăm sub aceeași umbrelă, pentru că dacă vine un client, da? Eu am anumite caracteristici pe vocea mea. Poate, da? Au nevoie de o voce masculină, deci nu, că sunt... Corect. Sau poate au nevoie de o voce feminină care să aibă un alt timbru vocal și atunci, în momentul în care vine acel client înspre mine, să pot să-i ofer și o voce calmă, și o voce sexy, și o voce suavă și, mă rog, ce are nevoie acel proiect. Cam ăsta ar fi următorul pas, da. Care a fost proiectul cel mai altfel pe care ai pus voce? Nu trebuie neapărat o denumire, dar așa, spune ceva așa. Cel mai altfel? Din lumea voice-over-ului. Acum mulți ani eram în radio și am pus voce pe o reclamă la un salon pentru adulți. Ok. Da. Interesant. Da, a fost foarte interesant. Am înțeles că era pentru partea Moldovei și am, da, zis, ok, hai să facem. Și am înțeles că a fost un hit. Ah, ok. Da. Da, iată, ăsta a fost cel mai altfel proiect. De atunci nu mi s-a mai întâmplat și acum, sincer să fiu, nu cred că aș mai face neapărat asta. Dar eram mult prea tânără și am zis că, hei, da, sigur, o voce, da, da. Și iată, da. Auzi așa, adică îți dai seama când o voce este bună, când o voce ar putea să meargă în direcția aceasta de veo, pentru că dacă vrei să dezvolți în direcția respectivă, cumva va trebui să faci și un fel de recrutare, adică să aduci oameni, poate și din alte domenii, da, să te aduci și să-i formezi. Cred că e foarte important ca vocea să fie
cât de cât clară și să nu existe defecte în vorbire, că acolo e foarte greu să mai putem să o dregem. Dar orice voce, dacă nu are minusurile astea, poate să ajungă să fie voice-over fără nicio problemă. De exemplu, acum am fost contactată de o televiziune care acum intră pe România și mi s-a spus: Ioana, ne trebuie o voce tânără, da? De băiat și care să sune ca și cum vorbim noi două acum. Deci, și am găsit, bineînțeles, acea voce și clientul a fost extrem de mulțumit. De ce? Pentru că vocea nu era formată în radio. Okay. Deci nu era formată în radio, nici era în televiziune, raw. Era, și atunci a putut cu adevărat să transmită mesajul ca și cum este un prieten de-al meu pe care l-au la televizor. Da. Numai la noi, în România, încă mai este trendul ăsta, că este cumva întipărit în mințile clienților că trebuie, vai, da, vocea să fie așa și așa. Nu, deci în state și așa, nici nu mai există, nici nu te mai lasă, decât pe promouri. Dacă lucrezi pe promouri la televiziune sau la radio, sigur că da, trebuie să ai voce de promouri. Dacă vine vorba de reclame, acolo trebuie să fie cât mai natural. După care, mă rog, este în reclame, sunt partea de e-learning, acolo la e-learning e chiar foarte simplu, mai este varianta de IVR când, bună ziua, vă mulțumim pentru că m-ați sunat și nu știu ce am făcut. Acolo și acolo e o voce lineară, nu e ceva deosebit. Da. Bun. Deci, unde te găsim, Ioana? Pentru că am vorbit foarte mult. Poate unii dintre cei care ne urmăresc vor să te vadă, să te audă și să-ți vadă proiectele undeva. Da. Unde te găsesc acolo? E foarte simplu. Pe site-ul meu am un site de prezentare la care am lucrat chiar foarte mult și îmi place foarte mult ce a ieșit. Da, site-ul se numește așa, romanianfemalevoiceover.com, pentru că m-am adresat direct străinilor. Ai știut exact care e publicul tine? Am știut exact unde vreau să ajung. Ăsta e și motivul pentru care în momentul de față majoritatea clienților mei recurenți, da, sunt din afară. Și asta este și povestea în voiceover. Știi când ai succes? Ai succes în momentul în care ai 20-30 de clienți care revin la tine. Revin. Ioana, luna asta am nevoie așa, luna următoare așa, luna cealaltă așa, pentru că atunci nu mai ești într-un hunting continuu de clienți și de networking și hai să ne cunoaștem și eu sunt așa și hai să ai încredere în mine și te rog, ascultă un demo și hai să începem cumva să colaborăm, pentru că îți garantez că nu o să fii dezamăgit. Și povestea asta sigur că ia timp, că e practic îți vânzări. Și atunci dacă ajungi să ai clienți recurenți, viața este mult mai simplă și ai ajuns un voiceover de succes. Da. Apropo, nu pot să ratez întrebarea asta, îmi pare foarte... Te rog! Dacă vrei răspuns, dacă nu... Te rog! Poți trăi din așa ceva? Adică se câștigă suficient de mult încât să poți să faci doar asta? Sau e nevoie pentru moment, pentru industria din România și pentru cei care încă nu au reușit să iasă în afară, să facă și altceva? Adică să meargă în paralel până, nu știu, se așează lucrurile mai bine pe piața din țară? Liniștit poți trăi din așa ceva. Okay. Foarte relaxat. Acum depinde în ce punct ești, de când tu ai început să investești timp și energie și bani în povestea asta de voiceover și unde ești. Dacă, de exemplu, ești, eu sunt în al treilea an cu adevărat când mă ocup intens zi de zi și de partea de vânzări și de marketing și de tot, pentru că mă vând singură, da? Sunt în al treilea an, am ajuns să... chiar foarte relaxată din punct de vedere financiar. Deci, nicio problemă, dar într-adevăr că este mult de lucru, sunt multe ore petrecute în voice booth. Nu că ar fi ceva neplăcut, dar la un moment dat e și obositor, sunt anumite reguli, trebuie să faci și pauze odată la câteva minute, mai iei o gură de apă. Totuși, să lucrezi cu vocea nu e cea mai ușoară muncă și it's energy consuming. Da. Orice altceva când vrei să faci până la urmă performanță. Da. Și mai este în partea asta de voiceover că toată lumea are nevoie de voce ieri. Știi? Okay. Deci când? When is the deadline? Yesterday. Oh, okay. Și atunci automat trebuie să fii permanent dispus și disponibil în orice moment să intri în cabina de voce și să dai voce. Sună bine, Ioana. Da. Sună foarte bine. Da. Și sper să sune din ce în ce mai bine, sincer, să fiu și pe piața din România. Mi-ar plăcea foarte mult. Și să reușești să crești exact unde ți-ai propus. Mersi foarte mult de discuție. Bianca, îți mulțumesc foarte mult. Să știi că nu voi deveni voiceover. Da.
Dar de ce? Cum nu? Sigur că nu. Mulțumesc foarte mult. Sper că a fost o discuție care v-a ajutat. De ce nu? Poate chiar să mergeți în zona aceasta să vă dezvoltați o carieră ca voice-over. Mulțumesc foarte mult. Ne vedem săptămâna viitoare.